Agitație mare astăzi în mai toate restaurantele din oraș, unde ultimele pregătiri înainte de petrecerea de noaptea de Revelion erau întoi. Bucătarii au pregătit cu multă răbdare platourile cu bucate tradiționale care se vor afla pe mese în noaptea de Revelion. Ce pregătiți acum? Un platou tradițional. Țărănesc, cartaboși, tobă, brânzeturi. Ce să mănâncă la români? Salată de biof, o să... Deja v-ați apucat de... Da, ne apucăm acum mai devreme, dar niciodată nu-i târziu. Să fie gata până de seară. Da. Invitații vor avea parte și de surprize pregătite cu mare atenție de bucătarii iscusiți. Surprizele se văd pe de seară la ora 10, când vin invitații. Surprize sunt multe. Acum îi așteptăm cu drag să fie un an mai bun, mai bogat și să fim toți sănătoși. În săli, barmanii fac ultimile repetiții în materie de cocktailuri. În tot acest timp, ospătarii nu mai contenesc cu aranjatul meselor pentru ca oaspeții să fie mulțumiți. Sunteți pregătiți de Revelion? Da, suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Totul e la rece, totul se gătește, totul e proaspăt. Așteptăm doar clienți. Suntem în așteptare. Altceva nu am. Veți avea și surprize pentru... Da, sperăm. Deja pe lângă surprizele care sunt știute de la șef, o să mai avem câteva surprize care o să vină pe parcurs. La miezul nopții, toți târgujienii sunt așteptați în piața prefecturii pentru a se bucura timp de câteva minute de focul de artificii.